Anul 1989 a dus la căderea sistemului totalitar comunist în întreagă Europa. Poporul român, aflat de schimbările care s-au produs în Europa Centrală și de răsărit spre sfârșitul anului 1989. Despre aceste evenimente a fost informată, înainte de toate, populația din vestul României și anume de la posturile de televiziune din Iugoslavia și Ungaria. Principale surse de informații pentru români, în preajma și în perioada Revoluției, au fost și emisiunile în limba română, transmise de posturile de radio Europa Liberă și Vocea Americii. Fostele țări membre ale Pactului de la Varșovia au depășit situațiile tensionate fără mari vărsări de sânge, spre deosebire de România, care a fost unica țară din blocul de Est, care a trecut printr-o revoluție violentă și în care conducătorii comuniști au fost executați. Statele est-europene au trecut la democrație, mai mult sau mai puțin, în mod pașnic. În unele țări, revoluția fiind numită chiar Revoluție de Catifea. În schimb, în România, nemulțumirea populației mocnea, acumulându-se ani în șir, și astfel a contribuit ca un eveniment relativ banal, cum a fost evacuarea pastorului timișorean al Bisericii Reformate Laszlo Tekeș, fixată pentru data de 15 decembrie 1989, să devină pretext pentru o revoltă populară în Timișoara, transformată apoi, prin radicalizare, în revoluție. La două decenii de la tragicele evenimente de la Timișoara, desfășurate în decembrie 1989, merită martirii, eroii, cei care și-au pierdut viața aici, pe străzile Timișorii, să se spună adevărul despre cele întâmplate. Să se spună pentru a se ști ce au făcut, ce au intenționat, ce au dorit, pentru ce și-au pierdut viața. Pentru libertate, democrație, pentru o viață mai bună. Cinste eroilor! În decembrie 1989, când au început evenimentele sângeroase din România, ca un român adevărat, cel mai puțin ceea ce am putut face pentru patria mamă și neamul românesc a fost ca, în calitate de cetățean iugoslav de naționalitate română, să fiu un adevărat profesionist și ca un bun jurnalist să lupt cu puterea cuvintelor, arma mea cea mai puternică. Astfel, am fost reporterul de război al primei echipe de televiziune care a intrat în România când s-au redeschis frontierele și 8 zile am petrecut pe baricade între viață și moarte, informând prompt opinia publică iugoslavă și mondială despre evenimentele din România. Contribuția mea de atunci la propagarea adevărului despre evenimentele care s-au produs în lupta anticomunistă și pentru democrație, pentru o nouă societate descătășoată de umilință și lipsită de libertate, în special din cauza martirilor eroi, mă obligă să nu-mi întrerup misiunea. Așadar, la cele cunoscute vin și cu unele lucruri inedite sau altcum gândite, prin prisme diferite. Noi vă datorăm foarte mult televiziunii iugoslave și maghiare, pentru că prin voi noi am avut o fereastră deschisă spre vest. Noi am văzut ce s-a întâmplat prin televiziunile iugoslave și maghiare, ce s-a întâmplat la Berlin, ce s-a întâmplat la Praga, ce s-a întâmplat în toate țările. Aici chiar aș vrea să fac o corectură. Nu la sfârșitul lui 89 s-a întâmplat ceva. Lucrurile au început de la începutul lui 1989. În ianuarie, ungurii introduc pluripartitismul, sindicate libere, după aceea, mă rog, se știe ce s-a întâmplat în Polonia și așa mai departe. Deci a fost Bine, se poate atunci vorbi și altcum. Și în România deja a început cu scrisarea celor 6. Și cu demonstrații la Brașov. Asta dovedește, scrisoarea celor 6 dovedește specificul țării la noi.
Pentru că la noi doar 6 inși dintre mari lideri politici au avut aceste viziuni ale realității, pe când și n-au fost crezuți, Ceaușescu nu le-a acordat nicio importanță, dar să ne uităm, să ne amintim că în Germania Honecker a cerut intervenția armatei, Egon Krenz a refuzat, era șeful securității, a refuzat, a cerut intervenția trupelor sovietice, Gorbaciov i-a refuzat, iar, nu știu cum se numește, Marea Adunare Națională sau așa ceva, au făcut un gest formidabil, l-au detronat pe Honecker. Același lucru s-a întâmplat în Ceoslovacia. Același lucru și din coace. Todor Živkov a fost dat, demis de către cei care, mă rog, erau lideri politici, numai la noi nu. Nicolae Ceaușescu a fost un băiat atât de servil lui Gheorghe Gheorghiudej, încât acesta pe camarazii din lagăr i-a legat cu limba de moarte, exprimându-și dorința să-l moștenească Nicușor. Renumitul revoluționar, cunoscut sub denumirea de Vulpea Carpaților, a transmis lui Maurer, lasă-l pe Nicu, că e tânăr și vrea să învețe. Astfel că această dorință urmau să respecte și Maurer, și Apostol, și Chivu Stoica, iar Ceaușescu, care aparent a fost agentul tuturor, a fost pregătit de GRU și KGB, dar a lovit în sovietici când le-a fost lumea cea mai dragă. Ne referim la intervenția sovietică în Ceoslovacia. Analiștii afirmă că ulterior Ceaușescu a fost racolat și de loja P2, Propaganda 2, zice-se dirijată de KGB, respectiv că a fost și agent CIA, ba chiar a fost racolat și de masonerie, dar a știut ca nimeni altul să-i stoarcă de bani pe evrei. Iar restricțiile, oricât de nepopulare, s-au soldat cu întoarcerea datoriei externe de 10 de miliarde de dolari, ceea ce suntem convinși nu i-a prea bucurat pe cei care preferă să primească dobândă, nu capitalul. Dar cu timpul, geniul Carpaților, în megalomania sa, și-a pierdut contactul cu realitatea. Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, a fost unicul lider al țărilor membre ale Pactului de la Varșovia, care s-a împotrivit intervenției militare sovietice în Cehoslovacia. Pătrunderea trupelor celor 5 țări socialiste în Ceoslovacia constituie o mare greșeală și o primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. În paranteză fie spus, Ceaușescu l-a trimis pe Ion Iliescu să comunice oficialității iugoslave decizia sa de a se opune intervenției în Ceoslovacia. O rotiță a regimului totalitar, lider în Uniunea Asociației de Elevi din România și unul dintre principalii membri ai biroului și secretariatului Comitetului Central al Uniunii Dreptului Muncitoresc, Ion Iliescu a fost propulsat spre sfârșitul deceniului 6 al secolului trecut la secția de propagandă și agitație a conducerii de partid, dar apoi a fost pus în alt plan. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este proclamat întâiul președinte al Republicii. În primul rând aplaudă conștiincios marginalizatul Ion Iliescu. Avem nevoie de Așadar, de remarcat faptul că colegul de temniță al lui Gheorghe Gheorghiudej, prin abilitate, a ajuns secretar general al Partidului Comunist Român. Și apoi va fi succedat de Ion Iliescu, care, ce întâmplare întâmplătoare, la începutul anilor 50, în timp ce se înscria la Facultatea de Hidroenergetică a Institutului Energetic Molotov din Moscova, era coleg de studiu cu Mihail Gorbaciov. La 16 decembrie, după calendare, incontestabile evenimentele de la Timișoara au constituit scânteia Revoluției Române din anul 1989. În 24
în Timișoara, în 24 noiembrie, are loc o grevă, un început de grevă. Muncitorii de la UMT vroiau să iasă în oraș și să protesteze împotriva realegerii lui Ceaușescu. Mă rog, mișcarea n-a avut, nu s-a desfășurat și el a fost reales. Revoluția română din anul 1989 a constat într-o serie de proteste, lupte de stradă și demonstrații cu elemente recognosibile ale unui cup de stat și război civil în plină desfășurare. Din fericire, o bună parte dintre cei implicați în regimul de teroare, și anume cei mai importanți din aspectul deținerii puterii și a forțelor armate, s-au aliat revoluționarilor. Insurecția s-a terminat doar cu o revoluție populară și sfârșitul regimului comunist din România, cu răsturnarea de la putere a lui Nicolae Ceaușescu. Evenimente care s-au petrecut aici nu au fost surpriză. Timișoreni au dovedit și mai devreme că sunt hotărât să se luptă împotriva regimului comunist dictatorial și în zilele de 16 decembrie, când a început lupta poporului din Timișoara împotriva regimului, s-au petrecut multe evenimente la care noi am fost martori. Eu am transmis prin calea diplomatică toate informațiile, adică tot ce am văzut, ce se petrece pe străzile Timișoare și cred că atunci și guvernul nostru a putut să reacționeze și să trimite știrile care au fost unice, care au venit din România și la care au putut să aibă toată încredere și prin canale diplomatice în luna întreagă. Peste tot s-a făcut destindere, la noi, dimpotrivă, lucrurile s-au agravat. Poate știți, poate nu știți, în vară, ziarul L'Unità, ziar comunist italian, sărbătorește nu mai știu câți ani de la înființarea sa și invită toți președinții și secretarii generali ai partidelor comuniste, afară de Ceaușescu. Plus că, într-un punct, în ordinea de zi a acelei reuniuni, a existat un punct în care s-a discutat despre situația din România. El era izolat, noi ne-am izolat. Și treaba, cum să zic, culminează cu vizita lui Ceaușescu la Moscova, unde îl cheamă, asta după întâlnirea din Malta dintre Gorbaciov și Bush, și Gorbaciov îi cere, la Moscova, îi cere destinderea situației din țară. Ori în momentul ăla Ceaușescu trântește paharul de șampanie și iese, părăsește. Și eu cred că în clipa aceea a cam ieșit din istorie. Oricum, dacă în 1956, când a avut loc Revoluția din Ungaria, sau în 1968, când a avut loc intervenția din Cehoslovacia, ORSE intervenise militar, în 1989 se pare că nu mai avea voința politică să facă acest lucru. Și aceasta se poate vedea și din evenimentele care au avut loc în alte țări foste membri ale Pactului de la Varșovia. Poate că acesta a fost unul dintre factorii care au contribuit ca românii să aibă îndrăzneala să iasă în stradă în 1989. Dar nu numai, căci revolta, nemulțumirea, mocnea, dura în timp. Poate că atunci a fost doar momentul și un pretext a fost cazul Tekeș. În 89 a fost o schimbare de la un regim criminal, care era dictatura cea mai dură din estul Europei, că asta era România atunci, și de-aia a fost și singura țară cu o revoluție sângeroasă, care nou, regimul n-a cedat simplu. A fost în alte țări, în Polonia, în Ceoslovacia, în Ungaria, în Bulgaria, a fost revoluțiile de catifea. Ușor, deci la negocieri s-a reușit schimbarea regimului. În țara asta a fost nevoie de război civil. Că aia a fost în decembrie 1989, ca să ne mutăm de la regimul acela criminal, de la dictatură, la democrație. Iar sloganurile care erau inventate atunci și despre care nu știam noi prea multe, dar care sunau bine la ora aceea, cum ar fi Europa, casă comună a popoarelor,
că vrem libertate, vrem alegeri libere, iată că s-a întâmplat. Acum, la 20 de ani, putem zice, da, România este în Uniunea Europeană, este cu alegeri libere, este ceea ce am vrut acum 20 de ani. Fiți fericit pentru asta. În ziua de 11 decembrie 1989, televiziunea Budapesta 1, în cadrul unei emisiuni politice, a difuzat imagini din capitala istorică a Banatului, unde se menționează că preotul reformat Laszlo Tekes cere sprijin pentru a nu fi mutat din parohia pe care o conducea. Și în ziua de 15 decembrie 1989, enoriașii și un număr mic de cetățeni orașului au vegheat în fața parohiei din Piața Maria pentru a zădărnici încercarea de arestare a lui Laszlo Tekes. În seara zilei de 11 decembrie, lucrătorii ai securității în civil au încercat arestarea participanților, cu acest prilej izbucnind și unele încăierări, însă acestea nu s-au generalizat, respectiv extins. Ca răspuns la încercarea guvernului României de a-l evacua pe pastorul reformat Laszlo Tekes din Timișoara, la 16 decembrie 1989, în capitala Banatului istoric, a izbucnit un protest. În seara de 16 decembrie veneam dintr-o delegație de la București. Ajungând în oraș, m-am dus pe la părinți, care mi-au spus să nu cumva să mă abade la traseul meu spre casă, că în oraș au fost niște evenimente cu revolte la pastorul Tekes și să mă duc direct acasă. Eu când am auzit acest lucru, din potrivă, m-am mers la un coleg, la Gherga Eugen, care îl știam de asemenea că era nemulțumit, și ne-am dus împreună să căutăm locul evenimentelor din oraș. N-am găsit nimica prin centru, într-un final, totuși la podul de la Maria, aproape de locuința pastorului Tekes, erau trupele de miliție, încă un grup de vreo 10-12 persoane. Ne-am alăturat lor și am început lupte de stradă, practic. Noi cu sticle, cu pietre, cu bucăți din bordură, dădeam în ei, ei au venit cu o mașină de pompieri, ne-au stropit cu un praf alb. La un moment dat, lucrul acesta a continuat timp de vreo jumătate de oră, dacă nu mai bine, și la un moment dat am făcut practic prima baricadă din Revoluția Română. Era o rulotă a unor muncitori pe stradă, pe care am tras-o în mijlocul străzii, ca să baricadăm strada, să nu mai poată să treacă forțele de ordine cu mașina de pompieri. Și am încercat să o răsturnăm, n-a reușit să o răsturnăm, în schimb i-am desumflat roțile și acolo a rămas până târziu a doua zi. Noi ne-am adăpostindu-ne în spatele remorcii, aveam un front de atac mai bun. Încurajați, pe de o parte, de faptul că în pofida uzului de forță în țările Europei de Est, reformele nu s-au terminat în sânge, precum a fost cazul în marele lagăr comunist chinez, iar pe de altă parte, sătui de opresiunea nemărginită, amărâți și obiliți, demonstranții din Timișoara, care nu au mai putut suporta să fie îndobiticiți, șicanați și înjosiți, au primit curajul să-și redobândească demnitatea, mândria, libertatea. M-am gândit, hai să nu se termine această mișcare, hai să despun la oameni, a doua zi, la 5 după masă, să ne adunăm din nou în Piața Maria. Și le-am spus la oamenii de acolo chestia asta și pe urmă m-am gândit să mă duc prin oraș la cât mai multă lume să spun mâine la 5 după masă adunare în Maria. Și am plecat în oraș, cineva mi-a dat ideea, du-te la gară, că la gară e multă lume. M-am dus și la gară, spuneam acolo, mergeam la, mă apropiam decât un grup de oameni, spuneam mâine la 5 după masă întâlnire în Maria și plecam mai departe, fără să mai aștept niciun fel de răspuns de la ei, fără să mai dialoguez. Când am ieșit de la gara, am văzut milițieni fugind după mine, am fugit și eu, dar m-au prins, așa am fost arestat. Deci din 17 până în 19 dimineața am stat la penitenciar, am fost și interogat pe 18, cu bătaie, cu bastonul de cauciuc și că să recunosc tot ce știu și în sfârșit. Pe 19 m-a dus din nou la sediul miliției. Miliție comun cu sediul securității. Aceeași clădire este Miliția Județeană și Securitatea.
Și am fost atunci cea mai grea zi de anchetă, pentru că a durat toată ziua. Tot așa cu bătaie, eram întins pe cu burta întins pe podea și mă lovea peste spate sau peste picioare cu bastonul de cauciuc. Cred că avea totuși, ideea era să mă lovească pe zonele în care eram acoperit de haine, să nu se vadă foarte vizibil faptul că am fost bătut. Primarul Petre Moț a venit la preotul reformat Laszlo Tekes și a încercat să îi convingă pe cei prezenți să nu mai stea de veghe, căci nu se va întâmpla nimic cu preotul, însă aceștia nu au dat ascultare. Această veghe cu lumânări și cu rugăciuni, care a durat aproape o zi jumate, s-a transformat într-un protest politic odată cu blocarea circulației în piața Sfânta Maria, imediat aproape de strada unde este biserica reformată. Acest fapt, această blocare a circulației într-o zonă foarte intens circulată, un trafic foarte mare, cu tramvaie pe trei direcții, cu autobuze, în momentul în care s-a blocat circulația, de la câteva sute de cetățeni și enoriași, s-a ajuns la câteva mii. La un moment dat lucrurile s-au liniștit, în sensul că forțele de miliție s-au retras și atunci ne-am îndreptat spre locuința pastorului Tekes, sub conducerea, trebuie să menționez, a lui Sorin Oprea, care a fost inima mișcării din noaptea de 16 pe 17. Noi, strigând tot timpul fără violență, la un moment dat au apărut niște indivizi care nu făceau parte din grupul nostru, cu geacă de piele și cu niște bâte lungi și noi, care spărgeau toate geamurile la rând. Erau doi. Și tot noi timpul strigam la ei, fără violență, nu spargeți, ei n-aveau nicio treabă, parcă erau trimiși cu misiunea de a sparge. În sfârșit, noi nu ne-am putut lua de ei, ne-am dus în treaba noastră cu demonstrația. Apoi, securitatea a răspuns cu gaze lacrimogene și jeturi de apă, iar miliția a recurs la forță și la arestarea celor prezenți. Ei s-au mutat în jurul Catedralei Metropolitane și apoi au plecat într-un marș de protest prin oraș, unde s-au confruntat din nou cu forțe de securitate. S-a strigat jos comunismul, s-a strigat libertate și apoi oamenii, cineva spontan a strigat că să mergem la Comitetul Județean al Partidului Comunist Român. Asta a fost schimbarea mare și oamenii au plecat înspre Comitetul Județean de Partid, înspre campusul universitar să adune studenții, apoi s-au dus și în alte cartiere din oraș ca să adune lume și acest lucru a mărit extraordinar de mult numărul de manifestanți. Protestele au continuat și în ziua de 17 decembrie 1989. Demonstranții au intrat în Comitetul Județean, au aruncat pe fereastră documentele partidului și de propagandă, au încercat să incendieze clădirea, însă au fost opriți de unitățile militare. Și este interesant că oamenii, în loc să se împrăștie, pentru că au intervenit pompierii, au intervenit milițienii cu bastoane, cu scuturi și au dorit să îi împrăștie, au arestat aproape 1000 de oameni, nu s-au împrăștiat oamenii, s-au dus în diferite cartiere și a rămas ca a doua zi să se continue. Deci oamenii, în loc să se împrăștie, s-au adunat. În după-amiaza zilei de 17 decembrie 1989, mulțimea s-a adunat din nou în centrul orașului Timișoara. Informat că revolta nu a putut fi înfrântă, Nicolae Ceaușescu a dat ordin să se deschide foc împotriva manifestanților. Toate trupele primesc imediat miniție de război, de front. Se somează oricine nu se supune să se socotește stare de necesitate și să aplică legea. Vă rapătesc, dragi și Ceaușescu, cum am apărat. Nu sunt în sală, sunt la divizie și organizăm ce ați dat dumneavoastră. A început să se atragă deja. Și într-o oră trebuie restabilită complet liniștea în Timișoara. A înțeles?
Vă raportez, Tarasu Ceaușescu, capul a trei coloane intră acum în Timișoara. Am trimis acest ofițer acolo pentru a le întâmpina și le dirija în centrul orașului. Raportez încă o dată, am ordonat să tragă foc. Sistemul instaurat de securitate a asigurat mult timp liniștea, însă odată descătușate, forțele populare au devenit revoluționare. Astfel, mișcarea populară izbucnită la Timișoara, odată dezlănțuită, printr-o miraculoasă rapiditate a cuprins întreaga țară. Oamenii care, în timp ce domnea apatia, în intimitate visau vremuri mai bune, acum au apreciat că a sosit momentul să încerce să-și asigure un mai bun trai, chiar și cu prețul vieții.